Ioana, după ce a ieșit de la capricii, a venit în living, Bogdana a văzut-o că era supărată și îi spunea Hai, revin, o zâmbește, nu mai sta așa bosunflată." Spunea Bogdana să stea liniștită, că nu e niciun capăt de lume ce s-a întâmplat. Ioana a zis că o să-și revină de acum, pentru că a mai vorbit cu Marius. Apoi zicea Ioana: Dacă aș fi știut câte lucruri trebuie să-mi zică Marius, probabil că aș fi tras mai mult să câștig tascul acela de la cabina telefonică. Bogdan îi spunea că el ar fi. Lăsat le-ar fi dat voie să câștige, ei numai să poată să-și discute problemele. Dacă aceste subiecte erau deschise înainte de tascul cu cabina telefonică, spunea Bogdana: Te-aș fi lăsat pe tine să câștigi ca să poți merge să discuți cu el. Ioana spunea că vrea să vorbească cu mama ei neapărat, se gândește ce zic oamenii care o cunosc, colegii mamei, oamenii din jurul familiei. Spunea doamna Anina că acolo la ei este un mediu mai îngust și poate ceea ce aud aici de la televizor o să li se pară niște lucruri foarte grave. Ioana spunea că acolo sunt oameni normali, oameni obișnuiți, oameni care n-au bani să plătească antena play, să uite la mireasa și cine știe ce înțeleg și cum interpretează acest subiect. Spunea Ioana că niciodată nu le-a făcut probleme părinților, părinții i-au dat viața, au educat-o, au avut grijă de ea și nu și-ar bate niciodată joc de ei. Și mai spunea Ioana că. Ea niciodată nu le-a făcut probleme și crede că dacă aud cei de acasă de videochat și lucruri din acestea, înnebunez direct ceva de genul acesta s-a exprimat.